Primele 6 proiecte depuse în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență au fost aprobate, conform primăriei Deva. Urmează etapa de încheiere a contractelor de finanțare. Acești bani vor fi folosiți pentru realizarea următoarelor obiective. Componenta C5, valul renovării. Renovarea energetică a grădiniței și a clădirii Liceului de Arte Sigismund Toduță. Renovarea energetică a școlii generale situată pe Bulevardul Dacia, aparținând de Liceul Tehnologic Transilvania din municipiul Deva. Renovare energetică a grădiniței cu program prelungit numărul 7 și componenta C10, fondul local, achiziționare de vehicule nepoluante, microbuze electrice în parteneriat cu alte UAT-uri pentru a acoperi transportul public pe rutele Deva-Simeria-Băcia, Deva-Șoimuș-Certejul de Sus, Hărău și Deva-Cârjiți-Peștișul Mic și Cerbăl. Construirea 4 module NZEB, regim de înălțime parter plus 2 etaje, cu un total de 48 de unități locative pentru tinerii din municipiul Deva și planul urbanistic general în format digital pentru municipiul Deva. Primăria municipiului Deva a depus 26 de cereri de finanțare în cadrul PNRR pe 3 componente ale programului. Cele 6 cereri de finanțare aprobate ieri sunt primele care au obținut acordare de finanțare.